Și acum mergem la spital pentru că avem controlul la ochi, controlul de 2 ani. Nu are nicio problemă, dar așa se face. Adică acum o să vedem dacă are vreo problemă sau nu, dar în principiu nu. Așa că noi o să ne auzim mai târziu. Și cam asta e ținuta Sarei. Haide! Și este foarte frig și ceață, bineînțeles. Și eu mi-am luat geaca asta lungă, mi-am luat ghetele și o pereche de colanți. Alo, Sara! Neche! Da, am ajuns, suntem în fața spitalului. Răzvan a mers cu Sara pentru că nu lasă decât o singură persoană să intre înăuntru. Așa că a mers el cu Sara. Eu oricum nu aveam test, că nu am apucat să-l fac. De fapt, l-am făcut la doctor, dar nu mi-a dat nimic. Așa că am mers să Răzvan cu ea, oricum ea nu are nicio problemă și în plus de asta Răzvan înțelege mult mai bine germană decât mine. Așa că este foarte important ca să înțeleagă exact ce se spune acolo. Bine, că nu ar fi asta o problemă, că dacă sunt probleme și nu înțelegi ceva, cheamă pe cineva din spital, pentru că este imposibil ca să nu fie cineva asistent sau medic care să vorbească românește. Așa că da, stau în mașină, îi aștept, după care vrem să mergem puțin la magazinul românesc. Vreau să-mi iau niște salată de icre și suc și nu știu ce o să mai facem astăzi, dar o să vedem. Am ajuns acasă, totul este în regulă, acum o să mai stau puțin, iar după o să mergem să facem mâncare. Desenează-l pe tata, ia. Tata. Da, cum îl desenezi tu pe tata, ia? Tata, tata. Hai, desenează-l pe tata. Tata, nani. Tata, nani. Face nani tata? Da. Ok. Wow! Tata. Am tocat legumele pentru ciorbă, o să facem borș de pui. Am aici ceapă. Ce facem? Pui. Pui? Da. Sara, care tot ia de aici și își pune acolo. Pentru cine faci mâncare? Tata. Ah, pentru tata, ok. Ce mâncare faci? Tot borș de pui? Da, pui. Ok. Da, e mama. Pune aici, lasă aici la tine. Da, am aici ceapă, am zucchine, am țelină, pastrnac, ardei gras roșu și galben. Încet. Sara, nu-i voie cu ceapă. Am niște praz și morcov, după care o să pun eu și niște țelină. Toate astea o să le pun la călit. Sara, nu că-i ceapă. Da, faci neam lui tata? Așa, uite așa, ia, uite-te, foc. No, 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 bite, bite. Tata,
După ce am călit legumele, o să adaug puțin suc de roșii. Eu am suc de roșii făcut de cumnata mea, este super bun, așa că o să adaug. Ce s-a întâmplat, Ivi? Ce vrei? Vrei și tu suc de roșii? Ok. Gata, am pus și apă, am pus și cărniță, n-am pus foarte multă cărniță pentru că eu nu mănânc carne din ciorbă, doar Răzvan cu Sara. Pentru Sara am pus niște piept de pui, iar pentru Răzvan am pus aripă și copănel de pui. Acum o să las să fiarbă, o să fac tăiței de casă și o să o acresc cu borș. Iar aici am niște legume cu carne de pui. Am pus și sos pe carne, unt și o să acopăr și o să bag la cuptor. Îi face iar miam-miam lui tata? Da. Bravo. Da, eu am pus să fac o prăjitură. Imediat punem. Fac un chec cu ciocolată și vreau să mai fac o prăjitură cu foi. Și Sara aici care mă ajută, imediat desface mami, da? Imediat, ok? Ok. Așteaptă, da? Nu, nu, mama. Așteaptă că acum desface mami, ok? Asta este rezultatul final, prăjitura cu foi și multă, multă vanilie, iar aici avem checul. Da. Ce a zis tata? Îți cumpără banană? Da. Și mai ce? Wow! Nu știu cum mai merge, Sara. Tata. N-are baterie. Tata. Tata pune baterie, da? Okay. Bine, da, noi ne-am curat și am zis că dacă tot ne-am apucat o să facem iarăși o puțină curățenie prin jucăriile Sarei. Da. Și suntem cam în acest stadiu. Cu toate aruncă casa, avem și prin partea cealaltă. Sara vrea cortul cu mingii, așa că vreau să mai iau o parte din jucăriile de aici ca să pot să-i pun cortul. Urmează să mai primească ceva pentru că a avut ea o revistă și Sara, nu pune la gură, a avut o revistă și pe acea revistă pe care i-a cumpărat-o Răzvan, Sara nu vorbești la telefon, pe acea revistă pe care i-a cumpărat-o Răzvan erau păpuși Barbie și case de la Barbie, așa că bineînțeles și-a dorit și ea. Și când a vorbit cu cumnata mea, i-a zis că vrea casa de Barbie. Așa că i-a dat comandă pe Amazon și urmează zilele astea să ajungă la noi pentru că a pus adresa noastră. Când o să ajungă, o să vă arăt și vouă. I-a luat-o. Sara, nu pune la gură. I-a luat-o pe cea pe care și-a ales-o ea. Așa că da. Alo? Hopa! Cine te caută? Tata, mama. A, tata ți-a banană? Da. Ok. Și ice cream ți-a tata? Tata. A, e febră, ești doctor? Da, ne auzim mai târziu pentru că altfel nu reușesc să mai termin. Aici și un coleg de la Amazon, tocmai ce mi-a ajuns acum și o să-l desfac împreună cu voi să vedeți ce am luat. N-am luat foarte multe lucruri, am luat câteva lucruri necesare pentru Sara, o să-l desfac imediat și o să vă arăt. Astea sunt lucrușoarele pe care le-am cumpărat Sarei. I-am luat niște cizmulițe dintre astea, care au și șosetuță dintre asta. Ca să-i țină piciorușul cald, i-am luat astea pentru creșă.
Sunt foarte făinuțe așa și sunt foarte, foarte ușoare și are aici o broscuță. Îmi plac mult, mult de tot, mai ales că sunt foarte, foarte ușoare și spune acolo că nici nu alunecă, că i-am luat în măsura 22-23. Și da, sunt destul de călduroase la atingere, așa. Ea mai are două perechi duse la creșă. Unele la fel ca astea, doar că nu are șosetuța și unele puțin mai înalte, doar că am zis să iau dintre astea cu șosetuță. După care i-am luat costumașul acesta pentru ploaie. La fel, ea mai are unul acolo dus la creșă, doar că i-am luat unul așa să fie cu totul. Nu, ea are dus la creșă pantaloni și bluziță separat, de fapt geacă, așa că i-am luat ăsta așa cu totul, este foarte drăguțel. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult, pentru că au nevoie, în momentul când îi scoate afară, au nevoie de chestioarele astea. El are și urechi, gluga are urechi și chestia asta așa pentru ploaie. Mie mi-a plăcut mult, mult de tot și sigur o să-i vină sarei. Și ultimul lucru sunt de fapt aceste ghetuțe. La fel mi-au plăcut mult, mult, mult de tot. Acum sunt puțin, așa, s-au strâmbat puțin cum au stat în pachet, dar sunt foarte, foarte drăguțe. La fel au blană și ele pe interior și la fel au chestiile astea ca să nu alunece pe zăpadă. Și mie mi-au plăcut mult, mult de tot. O să probez și în piciorul sarei să vedem cum stă. Și sper să îi fie ok. Și astea sunt toate lucrușorile pe care le-am cumpărat. Doar trei lucruri, dar asta aveam nevoie acum. Eu i-am mai cumpărat încă una. De fapt, nu dintre asta de ploaie. I-am luat dintre aia de zăpadă impermeabilă, luată de la Lidl. Și tot la fel să o duc la creșă și imediat o să vă mai arăt că i-am mai luat una pentru stat acasă sau în stat acasă. Când ieșim afară, mă refer, sau mergem la munte pentru că urmează să ningă cât de curând, așa că are nevoie de una, așa că i-am luat una mai scumpă, ca să spun așa, de ieșit pe aici. Pentru creșă nu am luat așa scump, pentru că oricum acolo se murdărește foarte tare și se strică. Cred că pe asta am dat undeva la 25 de euro, dacă nu mă înșel. Cea de la Lidl nu mai știu. Iar cea pe care i-am luat-o de bună și o să vă arăt eu imediat, am dat undeva la 70-80 de euro, geacă plus pantaloni cu bretele. Această geacă este geacă din asta pentru iarnă, pentru zăpadă mai exact. A costat 39,99, deci 40 de euro. Îmi place mult, mult de tot. Este foarte grosuță și îi dă sarei permisiunea să se miște în ea, adică nu o incomodează. Deja am probat-o și îmi place că aici la mânești, nu știu dacă pot să vă arăt eu, are chestia asta pe unde poate să scoată degețelul, așa că îi acoperă jumătate de mână, mai bine de jumătate de mână. Iar aceștia sunt pantalonașii, tot dintre ăștia de zăpadă. Îmi place și aici că au elastic jos, nu permite să intre zăpada. Și aici partea de sus este cu fermoar și bretele. Și a costat 30 de euro, 29,99, 30 de euro. Și îmi plac mult, mult de tot. Anul trecut i-am luat sarei, dar nu un combinezon dintre ăsta. I-am luat, bine, tot combinezon, dar unul nu așa, nu la fel de bun ca ăsta. Anul ăsta am zis că o să-i iau pe ăsta, pentru că oricum o să mergem la zăpadă. Te joci cu mașina? Wow, te joci cu mașina! Ah, și baba se joacă cu mașina? A, trebuie să tac din gură. De ce? Te ascunzi de babă? Vrei în pat? Da.
Bine, da, astea fiind spuse, noi o să ne auzim mai târziu puțin. Mașina. Vrei să aducem mașina să te joci aici? Nai. Da, ce vrei? Să se joace mami cu mașina? Da, mami. Da, mami are treabă. După se joacă mami cu mașina, da? Îți place costumașul tău? Da, știu, tata a cumpărat, dar îți place? Da. Da, orice îi se cumpără spune că tata a cumpărat, chiar dacă nu este așa. Așa s-a învățat ea, nu știu de ce. Care de la alt magazin i-am luat Sarei încă o dintre asta de ploaie și zăpadă impermeabilă. Sunt pantaloni dintre ăștia cu bretele. Așa, cu fermoara aici în față, tot la fel pentru la creșă, să aibă mai multe acolo și mai multe tipuri. Și am mai luat câteva perechi de pantalonaj mai grosuți. Cibire. Frozen. Pantalonașii ăștia, care sunt așa cu unicorn. Ce-i acolo? Purcelul? Peppa? Sunt așa cu puf dintre asta. Ăștia cu Frozen. Tot la fel, astea le-am luat pentru la creșă. Ăștia cu Peppa Pig. Și încă o pereche cu Peppa Pig. Cine e acolo? Pig? Peppa Pig. Cum face Peppa? Cum face? Da, dar cum face porcul? Aoleu! Gâscă. Da, și asta este tot ce am cumpărat. Câteva lucruri mai grosuțe pentru creșă și nu foarte scumpe, pentru că la creșă ea se murdărește, se pătează, așa că cumpărăm haine care costă mai puțin. A ajuns și căsuța Sarei, cam așa arată. Nu am mai filmat când o montăm pentru că ea a ajuns fără șuruburi și a trebuit să căutăm noi șuruburi și să o montăm. Este foarte drăguțică și este din lemn. Sarei îi place foarte mult. Sara! Sara, să nu te bagi în apă! Acum o să o duc pe Sara la creșă, iar noi o să ne auzim mai târziu, mai după amiază, cred că, pentru că, bineînțeles, o să merg și eu la lucru. Am luat-o pe Sara de la creșă, bineînțeles, am și o pisică aici cu mine, pe care am tuns-o, nu știu cât de bine observați voi, dar am tuns-o. Nu îi mai tunsesem de ceva timp pentru că mi se stricase mașina de tuns, așa că am luat alta de pe Amazon. O să vă arăt și voi, este foarte, foarte bună și nu a costat nici mult. Sunt foarte mulțumită, mult mai mulțumită decât de cealaltă pe care am avut-o. Acum, da, vă spuneam că am luat-o pe Sara de la creșă și, bineînțeles, de fiecare dată când o iau, trebuie să merg la magazin, chiar dacă o iau eu sau dacă o ia Răzvan. Trecem pe lângă magazin și tot timpul îi trebuie câte ceva, cere banane sau suc și acum magazinele sunt pline de Moș Crăciun și tot felul de ouă de ciocolată, așa că îi trebuie și ei. Intrăm pentru banane și ieșim cu altele. O să întorc camera și o să vă arăt și vouă ce am luat. N-am luat foarte multe, v-am spus, am intrat doar că Sara vroia banane, cu toate că aveam acasă, dar na. Așa că întorc camera și vă arăt și vouă. În primul rând am luat Pampers pentru că nu mai aveam Pampers. Și mai aveam foarte puțin, așa că am luat Pampers pentru Sara. Eu folosesc, de fapt Sara folosește Pampers ăștia chiloțeil. Mie îmi plac foarte mult și nu miros absolut deloc. După care, bineînțeles, Sara a văzut oul ăsta Kinder super mare.
Așa că i-a trebuit și ei. Inițial nu vreau să îi cumpăr pentru că prefer să iau acele micuțe, mănâncă unul odată, așa o să desfac ăsta, sigur o să-l mănânce Răzvan și nu Sara. Dar în fine, și în plus de asta a costat și 10 sau 12 euro, dar în fine, ea a vrut. După care am luat niște pâine. Ce am mai luat? Am luat o bio-limonadă cu lămâie, lime și mentă. După am mai luat încă o limonadă cu portocală, mango și fructul pasiunii. Banane, bineînțeles. Nu am găsit banane bio, așa că am luat banane de care am găsit. Mâncare pentru pisici, umedă. Am luat un parfum dintre ăsta pentru cameră cu vanilie și scorțișoară. Mie îmi place foarte mult vanilia și scorțișoara. După care mai am unul tot la fel cu scorțișoară. Am luat pentru WC-ul, pentru că nu mai aveam acolo, se terminase. Am mai luat un suc pentru Sara, cu toate că aveam acasă, i-a trebuit și suc. După mai avem aici niște Red Bull-uri. Astea le lua Răzvan înainte, dar astea sunt apărute acum recent, așa că i-am spus că au apărut Red Bull-uri noi și a zis să iau câte două din fiecare. Acum nu știu cum sunt, eu nu beau Red Bull, eu mi-am luat limonadă. Asta este tot ce am cumpărat, nu sunt lucruri multe, v-am spus, am intrat doar pentru că Sara vroia. Da, acum am pus cu Sara să ne uităm la clubul lui Mickey Mouse, pentru că acum asta îi place. Am și hăinuțele acolo, eu urmează să merg să-mi fac duș. Mi-am luat pijama asta grosuță așa pe mine, pentru că mi-era așa frig, cu toate că este cald în casă, am dat drumul la căldură, dar mi-era așa frig. Am și o pisică obosită aici, care doarme aici lângă calorifer. Am pătura asta pe care o țin aici când mai stau pe canapea să mă învelesc. Foarte, foarte frumos. Doar că este super, super frig. Da, în această seară am făcut pizza. Am făcut una care am pus și suc de roșii, una fără. Asta este un pic mai goală, așa, pentru că Sara a tot mâncat. Asta este ce să mâncăm în seara asta. Imediat o să ajungă și Răzvan de la treabă, dar vreau să vă arăt pentru că adesea mai mă întrebați, așa că asta este ce o să mâncăm, nimic deosebit. Bună, dragilor, nu am apucat să vorbesc cu voi în dimineața asta. Sunt puțin așa cam ciufulită. Sara nu a dormit azi noapte, s-a simțit rău și îmi spunea că doare burtica. V-am spus eu vouă că ea a avut ceva probleme puțin mai înainte. A avut o infecție urinară. Am zis eu că o să fac un clip în legătură cu asta pentru că m-ați întrebat, dar nu am avut când pentru că și eu sunt foarte răcit acum, dar promit că o să fac și acel clip și o să vă spun cum am descoperit infecția urinară a Sarei și așa mai departe. Și azi noapte iarăși nu a dormit, s-a tot trezit și îmi spunea că doare burta, așa că am sunat de urgență la pediatru și am făcut programare. Am mers cu ea la pediatru, urina ei și totul ok, deci nu mai avem probleme cu infecția urinară acum, dar și ea este răcită și a zis că din cauza răcelii o doare și burtica. Acum mi-a dat Nuroflex. Nuroflexul ăsta este Nurofen în România. Încă un sirop de tuse și un spray de nas. Și mai mi-a dat o cremă Bepanten pentru că are așa o pată ei și o pată pe burtică și una pe picioruș
Și nu știm dacă este în urma antibioticului sau i-a ieșit acum de când este răcită. În fine, nu este nimic grav cu acea pată, nu este nimic grav, este doar o simplă răceală, va trebui să-i dau eu tratament pentru 3 zile, deci nu foarte mult, pentru că are un pic de tuse și cam asta este. V-am spus, o să fac un clip și o să vă vorbesc despre infecția urinară pe care a avut-o și cum am descoperit și ce mi-au zis cei din spital și așa mai departe. Astea fiind spuse, o să mă apuc să fac ceva de mâncare pentru că nu am reușit să fac. Am ajuns undeva la ora, mă uit acum cât este ceasul, am ajuns undeva la ora 2:30 acasă, am pus-o repede pe Sara la somn, pentru că ea de obicei dormea la 12, am pus-o repede la somn, acum o să merg și eu să mă pun lângă ea pentru că nu am dormit azi noapte și nu am mers nici la lucru. Plus de asta nu mă simt nici foarte bine. V-am spus că și eu sunt răcită, m-am testat și am ieșit negativ. Mă tot testez pentru că îmi trebuie testul pentru la lucru. Eu nu am făcut vaccinul, nu știu dacă o să-l fac. Deocamdată nu sunt hotărâtă și nici nu vreau să vorbesc foarte mult despre acest subiect în mediul online, pentru că nu aș vrea să influențez pe cineva. Doar vreau să specific că m-am testat și nu am COVID, pentru că toată trecută când am fost răcită, foarte multă lume mi-a spus că sigur este COVID. Merg și eu să mă pun lângă Sara, iar când se trezește, o să vă iau cu mine în bucătărie și o să facem mâncare. Am și ceva de călcat, nu știu sigur dacă o să calc. O să văd când o să mă trezesc, cum o să mă simt. Așa că da, ne auzim mai târziu. Da, și pentru astăzi am pregătit cartofi țărănești și niște chiftele. Frigi, iubire! Mama ți-a pus la răcit. Da, cum spuneam, cartofi țărănești și chiftele. Am pus aici cartof, mărar, cimbru, puțină cărniță afumată, usturoi și ceapă. Miroase foarte bine. Și asta este ce o să O mâncăm. să închidem vlogul aici pentru că Sara a dormit, nu am apucat să facem nici patul. În seara asta o să dormim pe pătura asta. Am aici și pătura, dar trebuia dată pătura asta jos și lăsat cearceaful, dar în seara asta o să dormim așa. Nu am lăsat-o să doarmă singură pentru că este răcită și prefer să doarmă cu noi. Da. Să vedem unde o să încăpem și noi, pentru că uitați-o cum doarme, tot patul este a ei. Așa că eu vă pup, vă îmbrățișez cu drag și ne auzim în următorul clip. Nu uitați dacă v-a plăcut să vă abonați și să-mi dați un like.